alegitul actor din serialul Vlad Virgulă, care îl joacă pe durul Leonard Clește Cazacu, a avut parte de o nuntă secretă alături de aleasa lui, Ana Maria. Cuplul a mers la starea civilă pe 11 iulie, iar duminica aceasta, 3 noiembrie, au făcut și cununia religioasă. Totul a fost elegant și discret, însă duminică, 3 noiembrie, actorul Emilian Oprea, 41 de ani, și soția sa, Ana Maria, au făcut nuntă la canul lui Manu din capitală. Printre cei prezenți la eveniment au fost și colegii din serialul Vlad Pro TV, în frunte cu Adrian Nartea, Olimpia Melinte, Andreea Radiț, Monica Burledeanu, George Piștereanu sau regizorul Cesus Del Cero. Cei doi au reușit să se căsătorească la ofițerul stării civile pe 11 iulie anul acesta, după aproape 10 ani de relație și 2 copii superbi. Anul acesta, la lansarea grilei de toamnă a postului Pro TV, actorul n-a povestit că a făcut pasul cel mare cu mama copiilor lui, la starea civilă. M-am căsătorit. Între timp, am făcut cununia civilă pe 11 iulie, anul acesta. Încă nu știm dacă va urma și nunta. Nu ne-am gândit încă la acest eveniment, virgulă, n-a povestit actorul, pe care îl veți revedea în fiecare luni, la Pro TV, în sezonul 2 din Vlad. Dacă la cununia civilă Ana Maria Oprea a purtat o rochie glaucie, extrem de diafană și de feminină, care s-a potrivit perfect cu buchetul colorat și cu părul blond platinat, la nuntă a purtat o ținută atipică. Rochia albă, cu gulera și impecabil, cu fustă aproape transparentă, i-a venit de minune miresei. Nasturii și broderie de pe spate i-au dat un farmec tarte, retro, iar coatura a fost foarte bine aleasă. Emilian, la rândul său, a purtat un costum albastru, care i-a stat foarte bine, dar care i-a acoperit tatuajele de pe brațe și umeri. Se face sezonul 3 din Vlad. Povestea răzbunării continuă într-un nou sezon Vlad. Jocul pentru putere și urmele trecutului prind forme noi, iar personajele care înspăimântau doar prin pronunțarea numelui trei au frâiele și vor să-și ducă planul la final cu propriile arme. Iordache, fostul partener de afaceri al lui Cezar și cel care i-a omorât copiii, este pregătit să-l distrugă pe inginer în următorul sezon, care va fi difuzat în 2020, la Pro TV. Adrian Titian e cel care va intra în pielea celui mai temut personaj din Vlad.